Astăzi ne îndreptăm către localitatea Vidra, supranumită și Poarta Vrancei, căci de aici, înspre munte, începe vechiul teritoriu istoric al județului. Un spațiu încărcat de legende, pe ale cărui meleaguri se spune că și-ar fi purtat pașii domnitorul Ștefan cel Mare. Chiar dacă se află într-o continuă dezvoltare, iar aerul pitoresc se mai regăsește doar pe alocuri, satul Vidra a păstrat comorile străbunilor, iar povestea lor nu se va pierde, datorită oamenilor ce îi poartă în suflet și duc tradiția mai departe. Am observat că în zona aceasta a Vidrei, care este și zona de început a țării Vrancei, tradițiile au rămas foarte puternice. Pe de o parte, au fost transmise de la părinte la copil, de la bunici la nepoți. Pe de altă parte, foarte multe persoane din zonele satelor de munte au venit în Vidra și au găsit aici de lucru și au continuat aceste tradiții, poate chiar le-au și îmbogățit de multe ori. Și a rămas, pe de o parte, tradiția religioasă foarte vie și astăzi avem foarte multe obiceiuri religioase frumoase. Pe de altă parte și tradiția folclorului, foarte bogată în această zonă, țara Vrancei, chiar are o istorie și un tezaur bogat al folclorului și ne mândrim cu acest lucru. Și avem datoria să ducem mai departe și să-l lăsăm nu doar ascuns în cărți, în izvoare, ci să-l facem viu și să-l trăim cu toții cei care suntem în această zonă. De curând ați reînviat o frumoasă tradiție în satul dumneavoastră. Despre ce este vorba? Este vorba despre un ansamblu de dansuri. Fac parte din nou ansamblu care l-am înființat de 3 ani. Eu mi-am dorit să reînființez acest ansamblu. De ce? Pentru că vrem să ducem tradiția mai departe. Și venind la noi în localitate, în satul nostru, Vidra, venind un părinte tânăr, chiar am discutat cu dumnealui și am zis să punem la punct acest ansamblu care simțeam nevoia că ar trebui să reapară. Ne-am străduit cu greu, dar a dat roade. Suntem 2 generații, copiii ne-au înțeles, au venit alături de noi, suntem o echipă și o familie frumoasă, care muncim foarte mult, dar dăm roade. Reînființat în anul 2019, jocul tradițional de la Vidra a redevenit bucuria localnicilor și emblema satului vrâncean. Un obicei despre care oamenii vorbeau cu nostalgie, ale cărui rădăcini coboară mult în timp. Ansamblul de dansuri populare de la Poarta Vrancei a fost înființat în vremea anilor 70, timp când jocul și cântecul încă mai făceau parte din viața satului românesc. Cum a fost înființat ansamblul de dansuri și când se întâmplă asta? S-a plecat în 1975 cu un grup vocal bărbătesc, din care făceau parte cântărețul bisericii, Vasile Ariton, cam toți cei care erau cam de vârsta dumnealui, între 65 și 75 de ani, s-au unit, se știau între ei care au niște voci deosebite și au făcut un grup vocal care impresiona foarte mult, în primul rând, pe cei de aici. Și pentru că un cântec bun te îndeamnă la joc, Consiliul Județean de Cultură din acele vremuri a propus înființarea unei trupe de dans, al cărei coordonator avea să fie profesorul Ioan Soare, cel care mai îndrumase și alte trupe din alte localități. O parte din coriști a devenit viitor dansatori în jurul anului 1975-76. S-a înființat ansamblu doar cu bărbații în vârstă, o echipă de tineri care se cunoșteau între ei și care știau calitățile de dansator de la jocurile, de la petrecerile dintre tineri. Iar copiii erau instruiți, era o echipă instruită de doamna învățătoare Dumitrescu Marioara, Dumnezeu să ierte, și de acolo s-a plecat la ideea de a se forma o echipă de dansuri între generații. Deci, în momentul în care soțul meu, Dumnezeu să-l ierte, și doamna învățătoare Dumitrescu și-au asumat această responsabilitate, au plecat la lucru. Încă de mic copil, veneam cu mare drag la acel ansamblu care era condus de domnul profesor Ioan Soare, Dumnezeu să-l odihnească, care ne-a învățat, într-adevăr, să dansăm și am făcut și performanțe. Munceam cu mare drag la acel ansamblu,
din acel ansamblu făcea parte și bunicul meu, care îi port cămașa și astăzi. Deci această cămașă a dansat bunicul meu cu ea, iar eu o duc mai departe acum. La început au fost numai bărbați, apoi la un moment dat s-a propus să fie aduse și femei. Și atunci s-a întregit ansamblu cu perechi copii, perechi tineri, perechi persoanele în vârstă. Bineînțeles că s-a adaptat toată structura dansului și tot ceea ce trebuia să faci s-a adaptat în funcție de vârstă și de rezistență. Oamenii care au făcut parte din trupa de altă dată privesc acum cu emoție în trecut. Au multe amintiri frumoase de atunci, pe care le povestesc cu nostalgie. Eram la liceu, domnul profesor Soarene era profesor de sport și ne-a adunat, a zis că vor să facă o echipă, ne-a luat, eu făceam naveta într-un sat alăturat la Burcă, de aici, 3 km, mă duceam acasă, seara trebuia să vin înapoi la... Așa. Dar era, totul făceam din plăcere, era frumos. Era bine. Era frumos pentru că eram tineri, nu ne lipsea nimic. Ce vârstă aveați pe atunci? 17, 18. V-au fost dragi acele zile? Sigur. Au rămas amintiri frumoase de atunci? Foarte frumos. Câți ani ați făcut parte din ansamblu? Cred că mai bine de 25, cred. Nu vă era greu să faceți naveta din satul dumneavoastră până... Îmi era greu, că după aia am terminat liceul, m-am angajat și mă duceam la muncă, mă duceam, seara aveam seralul, făceam la seral ore și după aia ne duceam la dansuri. Dansurile erau super, că ne obosea domnul profesor, ne alerga de toată scena, greșeam ceva înapoi, greșeam ceva, ne mai dădea cu bățul peste picioare. Deci era obositor, dar a fost frumos. Asta era și... Merita efortul. Da, din plăcerea de a merge, nu țineam cont de oboseală, de nimic. Nu se simțea oboseala pe atunci. Ceea ce a fost extraordinar în organizarea asta, în ansamblu a fost și, n-aș spune taraful, cei doi localnici, Moș Iepuraș la Cobză și Nică Vioristu, la care s-au mai adăugat acești muzicanți, să zicem, ne-au ajutat foarte mult pentru că întrerupeau la momentul în care era ceva incorrect. Supervizorul era alături de noi și tot timpul, de multe ori când greșea unul, stop, de la început. De multe ori poate am luat și de 10 ori poate am reluat câte o etapă a jocului. Au început ca amatori, dar au ajuns să fie dansatori profesioniști. Repetițiile erau făcute cu seriozitate, rigoare și disciplină, iar pasiunea pentru dans a fost transformată în adevărate spectacole reprezentate pe mari scene. Soțul meu fiind dumneavoastră de aici, cunoscut de copil, de cei în vârstă, i-au acordat această încredere, dar s-au și supus unor reguli foarte stricte. Toată lumea spune și astăzi, soțul meu era foarte exigent în ceea ce privește calitatea, pentru că atunci când îți propui să faci ceva, dacă nu iese de calitate, atunci nu mai mergi mai departe. Lucru semnând muncă, muncă, muncă și iar muncă, pentru că trebuia să ai timp să-i coordonezi, trebuia să ai timp, că atunci învățam 6 zile la școală, deci asta însemna automat duminicile sau jumătățile de zile sau chiar noaptea. Multe repetiții s-au făcut noaptea pentru că oamenii aveau anumite ocupații zilnice, în special în agricultură. Vreau să vă spun că cei în vârstă erau nemaipomeniți. Ei erau primii la repetiții. Deci nu întârziau, dacă întârziau un bătrân, era un semn mare, i s-a întâmplat ceva. Mai apoi veneau tineri, după aceea copii și apoi tinerii, pentru că tinerii aveau și servicii, aveau și alte ocupații, dar oricum, majoritatea era în plină vară de multe ori, veneau istoviți de la cosit, de la adunat fânul, dar nu întârziau și veneau cu mult drag. A fost o emulație, aș putea spune așa. Erau bătrânii care erau super. Când începeau, dansau bătrânii, zguduiau scena, după aia începeam noi tineretul care aveam
câteva dansuri care chiar erau, dar aveam un timp, deci noi nu trebuia să depășim timpul, aveam sfredelușul, aveam vrânceneasca, aveam, deci aveam, nu știu, mi-aduc aminte, cred că 11 minute sau 12 minute, atât, trebuia să facem tot, să terminăm, nu terminam. Mi-a rămas în suflet tot ce a fost frumos din acel ansamblu. Eram o echipă mai mare ca astăzi, eram trei generații. Într-adevăr, am făcut performanță la acel moment. M-au mirat foarte mult acei bătrâni care, de exemplu, bunicul meu avea 80 de ani. De câte ori eram chemați la repetiții, veneam cu drag. Și vedeam acei bătrâni care veneau de 2, 3, de 4 ori săptămână la repetiții. Și au mers cu noi peste tot, bătrânii, și e un lucru frumos să vezi bunicii tăi că au atâta voință și dragoste să danseze într-un ansamblu la care ne-a inspirat și pe noi să ducem mai departe această dragoste a dansului popular. Munca nu le-a fost în zadar. Au fost invitați în nenumărate locuri și au purtat jocul vrâncean în diferite orașe din România, dar și peste hotare. Aș spune eu că acest ansamblu de trei generații a fost, cum să vă zic eu, o emblemă a Vidrei. În toate concursurile astea care erau zonale, toate acestea erau rodul muncii membrilor echipei. Soțul meu avea de multe ori și insomnii, pentru că emoțiile erau foarte mari. Când era vorba de o confruntare mai important așa și în afară, atunci trebuia muncă și multă, multă, multă atenție. Pe unde s-a tot plimbat acest ansamblu? Știu că a fost în lume largă. S-a plimbat în primul rând în țară la serbările astea câmpenești, la Covasna, la Balvanioș. La Balvanioș eram întotdeauna invitați, pentru că și ei la rândul lor erau invitați de noi, la Botoșani, la Tulcea, la Iași, la Constanța, la Bacău, la Buzău, nu știu de câte ori, la Gurateghi. La fel, era o mare serbare câmpenească la Gurateghi. Iar în afară, prima și cea mai spectaculoasă, aș putea spune, a fost ieșirea în 1985. Vă dați seama, atunci foarte greu, foarte greu din punct de vedere al formelor de a ieși din țară. Am fost în Suedia la festivalul tradițional de la Järsö Helsinghambo, un dans tradițional al lor, care era un dans de perechi și de rezistență în același timp, la care participau în jur de 30.000 de spectatori. Ieșirile în străinătate au fost adevărate aventuri în perioada aceea, anilor 80-90. Da, da. Era foarte frumos. Avem multe amintiri frumoase și cu ieșirile noastre, dar pentru noi a fost ceva nou. Vă dați seama că nu știam ce înseamnă să ieșim. Adică noi doar pe hartă știam unde e Turcia, unde e Suedia, unde... Dar noi le-am văzut în realitate. Cum au fost acele experiențe pentru dumneavoastră? Foarte frumoase. Am avut momente când ghidul, cel puțin din Turcia, ne spunea că dacă am vrea să rămânem acolo, ne-ar putea ajuta să rămânem. Noi eram copii și ne era teamă să rămânem, pentru că acasă părinții trebuiau să răspundă pentru noi de ce am rămas, de ce am plecat din țară, de ce... Și am refuzat să rămânem acolo. Părinții la început n-au vrut să mă lase, că unde plec, de ce plec. Cum erau aceste plecări? Erau cu emoții, cu teamă, cu... Ne despărțeam de acasă, așa, nu știam, nu cunoșteam dincolo de satul nostru ce este. Da, mai ales când am plecat în altă parte, chiar am plecat cu ochii în lacrimi. Dintre toate, turneul în Suedia le-a rămas cel mai mult în gând. O experiență memorabilă despre care își amintesc cu drag și povestesc încântați întâmplările prin care au trecut. Înainte de a pleca, am fost așa de bine triați și l-am avut instructor venit de la București pe domnul maestru Tita Sever, maestru coreograf, care a stat aici cu noi vreo 2 săptămâni și noaptea târziu ne-a instruit. Mi-amintesc că asta ne spunea, fiți atenți, ne spunea, folclor peste graniță înseamnă dans, dans, dans. Pentru că, mă rog, cuvintele nu se înțeleg,
toată lumea este atentă la picioarele dumneavoastră. Deci când ai făcut pasul respectiv, trebuie să fie toți la aceeași înălțime, toți să realizeze și ritmul și corectitudinea și așa mai departe. Am plecat de aici cu lacrimi în ochi. Pentru că ne lăsam copiii. Copiii, fata mea, de exemplu, cânta la vioară și a fost cooptată în grupul de... Dacă nu mi-a dat voie securitatea, pentru că s-a interpretat că vrem să rămânem. Așa, fata a rămas, și-au rămas două fetele. Ne-am luat rămas bune și de la cei din cimitir și am plecat. Nu știam ce se va întâmpla, în ideea că era o presiune foarte mare din partea organelor de securitate. Vă era teama că nu vă mai puteți întoarce? Era și teama asta, în primul rând, și în al doilea rând, suspiciunea asta între noi a fost și între dansatori, de ce să nu recunoaștem, informatori, dar am avut și două persoane, doi bărbați, care au avut misiunea clară de a ne urmări pas cu pas în tot ce facem. Soțul meu a avut atunci niște momente foarte grele pentru că trebuia să depună garanție verbală și toate astea că nimeni nu rămâne. Și erau tinerii pe care, practic, totul de acolo îi putea atrage. Și atunci a vorbit și a luat pe fiecare în parte. Măi, băieți, nu vreau ca eu să pot veni în țară și să mă duc undeva să mă țină la închisoare la rece, iar voi să rămâneți acolo. Și am avut sentimentul tuturor că ne vom întoarce cu toții în țară, ceea ce s-a și întâmplat. Care era atmosfera în acele zile când vă întâlneați pentru repetiții, pentru spectacole? Întâlnirea la repetiție era foarte bine, că instructorul era un bărbat mai în vârstă decât noi, era profesor de sport. Și era un bun instructor care cunoștea ansamblul în sine așa, ca să putem face o treabă bună. Era bine, ne bucuram, stăteam ori întregi până când ieșa treaba bună, ca să nu ne facem de râs până ne duceam. Așteptam să plecăm și noi undeva să vedem ceva, ce nu-i la noi. În Suedia a fost deosebit, nu cred că nici în vis nu cred că aș mai vedea ce am putut vedea. Călătoria până în Suedia a fost lungă și anevoioasă, însă entuziasmul de a descoperi noi orizonturi a umbrit greul drumului, iar odată ce au ieșit din România anilor 80, au întâlnit o altă lume, un tablou ireal ce părea desprins dintr-un roman. De la București am făcut în jur de 48 de ore cu trenul până la Berlin. La Berlin am schimbat Berlin-Malmö și de la Sassnitz am traversat Baltica la Trelleborg și vreau să vă spun că datorită muzicanților ăstora și noi ceilalți care în tren era o voie bună, chiar dacă eram obosiți. Însă muzica, de multe ori, mai începea Nică Vioristu ceva, gata, imediat, ne mai trăzeam. Adică starea a fost o stare de voie bună și cu Dumnezeu înainte să mergem. Ne-am chinuit că am stat înșezut și nu ne-am putut odihni. Adică a fost un traseu destul de lung. Pe bagaje, dar n-am avut, am stat așa, n-am avut putut să ne odihnim și noi nu ne-au oferit statul român, cred că nu ne-a dat de aici. Ne-a făcut mai bine suedeză, când am trecut feribotul și am ajuns la dânsă, ne-a dat tren cu cușete și am dormit și noi o noapte liniștiți. Ne-am fost primiți frumos și au avut grijă de noi că am stat acolo. Când am plecat în Suedia, aia a fost unica și cea mai frumoasă și cea mai așa. Bine, eram tânără, 20 de ani atunci. Cât timp ați făcut pe drum până în Suedia? Păi nu știu, cred că 2 zile, 2 nopți, am mers mult,
vă dați seama, noi fiind tineri nu prea băgam seama ce și cum. Am făcut deci 48 de ore până 2 zile și 2 nopți până am traversat partea asta de Cehia, Slovacia și Cehoslovacia cum era atunci, până la Berlin, 48 de ore de la București. Baltica am traversat-o noaptea cu un imens feribot în care trenul a intrat, eram toți uimiți. A intrat, erau nu știu câte garnituri de tren în subsolul, adică în cala feribotului. Când am văzut că intră trenul în feribot, a fost ceva, au, nu văzusem în viața noastră așa ceva. N-am urcat pe feribot deasupra, era super, jocuri de noroc, magazine, baruri, cafea, care pe la noi, pauză, așa ceva. Deci să vezi eu ca un oraș pe feribot. Era un mic orășel acolo. Să vezi deasupra, tu deasupra, marea toată, vedeai, era o panoramă. Deci super. Pentru noi a fost o experiență extraordinară. Acum nu mai este, pentru că toată lumea are posibilitatea. Dar atunci să ajungi în Suedia și nu oarecare țară. Și în afară de asta, condițiile care pur și simplu te șocau, noi nu mai văzusem așa ceva. Da, mie, eu nu pot uita așa, de multe ori mi-aduc aminte, când am ajuns în Suedia acolo, patronul respectiv, noi pe tren, cred că era și sete, aveam noi și aveam, ne aștepta cu niște găleți din nox plini cu suc de mere. Cu suc de mere și cu mere tăiete așa și reci. Și mi-aduc aminte de foarte multe ori cât de bun am era sucul ăla așa, că la noi în 85 nu era decât un sifon și coleacă de sirop așa. Și mi s-a părut așa, mi-am adus aminte de, mereu mi-aduc aminte de primirea frumoasă care am avut-o acolo. Am trecut prin mai multe localități, însă am susținut spectacole. Când am ajuns în Iarsio cu trenul, am mers 700 de kilometri cu trenul, localnicii au ieșit în întâmpinare și ne-au cu două, trei viori și da, au învățat o melodie românească peste tot. Deși se spune că nordicii sunt mai reci, noi n-am simțit lucrul ăsta, ci a fost din contra o căldură și o atenție față de toți cei care erau, pentru că am fost 11 țări. Am prins nopțile albe. Și cum a fost atunci? La 12 noaptea, domnul instructor, domnul profesor, făceam repetiții și repetiții și repetiții. Acolo iau pe mult, ape mult în așa și era țânțari care noaptea, vă dați seama, aveam un copzar și era fără păr aici, era chel și el cânta la copză și în momentul acela îl chișca țânțarii și uita să mai cânte din copză. Și domnul profesor instructor se supăra și tăpa la el. Și, în fine, treburile mergeau așa. Momente amuzante, dar și clipe mai puțin vesele, le spun acum zâmbind, purtând parcă în glas recunoștință pentru cele ce le-a îngăduit Dumnezeu. Am fost avertizat din țară de domnul Tita Sever, fiți atenți, băutura este prohibită și fumatul. Deci noi am fost omeniți, să zicem așa, cu foarte multe sucuri naturale, cu așa, dar băutură deloc. Am avut o surpriză când ne-am întors. Nene Puraș Covzaru zice, domnul Soare, îi mai zicea nașule, domnul Soare, noi am fost la dezalcoolizare acolo. Da, pentru că dacă nu s-a, nu, noi obișnuiți aici să mai ia câte ceva, nu știu, ce-au mai luat ei pe la bagaje, dar nu puteai pentru că era riguros. Da, ne-a dus, era foarte exigență, 5 minute nu aveai voie să întârzii la autocar, adică erau foarte așa, ne-a dus cu vaporul pe Marea Baltică, vaporașul ăla așa ne-a dus, am fost bine primit. Ocazional. Pentru noi a fost ocazional. A fost un festival atunci, dar în schimb, până când a fost festivalul, ne ducea la multe aziluri de sea, care erau bătrâni, în căricioare, noi dădeam spectacolul respectiv. Și se bucurau bătrânii aia, stăteau să uita la noi. Plecam spre țară.
cu bagaje, cu toate astea, că noi am transmis la graniță când am plecat câte costume, tot ce aveam și instrumente muzicale. Plecat cu toți, repede, băieții și-au luat geamantanele și-au lăsat tulnicile în gară. Atunci am văzut prima dată în 85 telefon mobil, o doamnă în tren, a văzut că suntem alarmați, nu știam, știa puțin în limba franceză, stați liniștiți. Deci am mers vreo 400 de kilometri cu gândul ăsta cum recuperăm noi cele două instrumente și nu avem probleme când intrăm în țară. Ei, în momentul ăla, doamna a dat telefon, a chemat conductorul și ăla a comunicat. Era în gară la Malmö, trebuia să traversăm Baltica. Când a venit trenul dinspre Linköping, cu cei doi conductori. Unul ținea un bucim într-o parte, unul într-o parte. Grup România! În ce alte țări ați mai fost apoi după Suedia? După Suedia am fost în Basarabia, în 91, podul de flori, în comuna Burlănești, din raionul Edineț, că am venit în dreptul Botoșaniului. Cam așa vine. Și după aceea au venit ei în ospeție la noi. Și tot în 91, în toamnă, au fost invitați la un festival la Adana, în Turcia. După care, să spunem clar, după care s-a pus punct activității. De ce? Pentru că, mă rog, unele persoane n-au înțeles din grup așa și n-am înțeles că există un sacrificiu din partea domnului Soare, un sacrificiu foarte mare. Sănătatea a fost pusă în pericol în timp. Au hotărât la un moment dat că cineva mai cu tupeu a zis deodată și facem noi și fără domnul Soare. Și atunci soțul meu, care era un om de cuvânt, da băieți, vă feliceți, faceți și voi. Și nu s-a mai făcut. Activitatea grupului s-a întrerupt brusc, iar anii de glorie ai trupei au rămas multă vreme în taina amintirilor. Emblema localității care devenise cunoscută și peste hotare a rămas mult timp doar un simbol despre care mai vorbeau din când în când bătrânii. Muncă multă, frumos, distracție, era de toate, făceam, nu... Era frumos când plecam în turnee, ne duceam... Ce a însemnat acea activitate pentru dumneavoastră? Câți ani ați făcut parte din ansamblu? Cred că vreo patru ani am făcut. După aia m-am căsătorit și puțin am mai fost după căsătorie și după aia nu mai. Era o sărbare aici și la care se auzea că vin dansatorii, toată suflarea, toate bătrânele, toate astea. Erau căminul cultural arhiplin. Și deși era un alt program înainte, toți așteptau cu sufletul la gură să înceapă dansurile. Era un ropot pe scenă, de multe ori a zis că scena asta de la Cămin a fost rezistentă, numai câte repetiții s-au făcut și câte bătăi și câte... A rezistat scândura. A rezistat timpului, da, și poate că mai rezistă. În anul 2019, scândura scenei de la Vidra și-a cerut din nou drepturile, iar pașii de dans o fac acum să răsune datorită părintelui Ștefan Aga, cel ce și-a dorit să le readucă pe chip bucuria bătrânilor, dar și să le înfrumusețeze viața celor tineri. Dumnezeu i-a îngăduit dorința și a îndeplinit ruga, astfel că după aproape 30 de ani, ansamblul de dansuri populare Poarta Vrancei a fost reînființat. Cu gândul la străbuni, vidrenii dansează cu plăcere și entuziasm, iar activitatea lor devine tot mai cunoscută. Povestea lor însă o vom afla în ediția de săptămâna viitoare a emisiunii.